Cineva, ce înseamnă că este momentul să fim sarea și lumina lumii? Dacă voi râdeți la glume de ochiate sau dacă zâmbiți la lucruri despre care știți că nu sunt drepte, nu faceți altceva decât să spuneți lumii că și voi gândiți la fel ca ei. Dacă zâmbiți și găsiți un lucru spus de ei amuzant, ei vor ajunge la concluzia că gândiți la fel ca ei. Dar noi nu suntem nevoiți să gândim greșit. Avem posibilitatea de a alege să gândim drept și curat. Psalmistul spune: Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun despre acest subiect al reprogramării gândirii noastre îl vom găsi la Romani 12. Iată ce spune primul verset al acestui capitol. Vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Pavel ne spune să nu ne mai potrivim o expresie exterioară care nu este consistentă cu ceea ce este în inima noastră. Nu vă mai potriviți lumii acesteia, culturii ei, transformați-vă îngăduiți lui Dumnezeu să lucreze în viața voastră, în așa fel încât exteriorul să fie asemenea interiorului nostru. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce trebuie să facem pentru înnoirea minții noastre? Înnoirea minții noastre înseamnă o modificare a modului de gândire. Vă înnoiți mintea, schimbându-vă modul de gândire și obiectul gândirii voastre. Cum vă înnoiți mintea? Deschideți Biblia la Coloseni capitolul 3 versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din berșug în voi în toată înțelepciunea. Din berșug înseamnă că trebuie să dea pe din afară în loc să ne ocupăm mintea cu lucruri necurate, nedrepte, lucruri care nu sunt pe placul lui Dumnezeu, lucruri ale acestei lumi, în loc să acordăm cea mai mare atenție filozofiilor lumii de astăzi, începem să ne înfruptăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Începem să citim Cuvântul lui Dumnezeu și să medităm asupra lui. Singura cale de a gândi așa cum gândește Dumnezeu este aceea de a afla mai întâi cum anume gândește El. Cum voi afla acest lucru? Citind ce a spus el despre sine însuși, înțelegând semnificația afirmațiilor sale despre sine, singura cale de înnoire a minții noastre este aceea de a ne umple mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu gândurile sale. Cum gândește Dumnezeu? Ce a spus? Și de ce a spus aceste lucruri? Ce se întâmplă? Începem să absorbim Cuvântul lui Dumnezeu, începem să ascultăm ce ne spune acest cuvânt. Începem să îngăduim acestui cuvânt să lucreze în viețile noastre. După un timp, ne pierdem apetitul pentru ceea ce are lumea de oferit. Iată de ce oameni care sunt mântuiți, sunt uimiți de transformarea ce are loc în ei pentru că se știau cu în păcat. Iisus Hristos vine în viața lor și îi mântuiește. Ei încep să citească și să mediteze asupra cuvântului lui Dumnezeu, merg la biserică, unde primesc învățături din acest cuvânt. Și care este urmarea? Privesc în urmă la trecutul lor și văd că acum nici măcar nu mai pot să gândească în termenii în care trăiau înainte. Nu mai vor să gândească în acel mod pe care îl găsesc demn de dispreț. De ce? Pentru că este în contradicție absolută cu modul de gândire actual. Acum gândurile lor sunt curate, drepte, adevărate și umblă în Duhul lui Dumnezeu. Cum se ajunge aici? Există o singură cale. Unde începe această cale? Totul începe cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu și absorbirea adevărului lui. Aceasta înseamnă să deschideți această carte înainte de a deschide televizorul sau revista voastră favorită. Înseamnă a face din această carte lucrul cel mai important din viața voastră. După un timp, veți observa că atunci când aveți de luat vreo hotărâre, veți întreba: Ce gândește Dumnezeu? Care este voia Tatălui? Nu va mai fi nevoie să veniți în genunchi înaintea lui pentru a întreba acest lucru. Acesta va fi modul vostru de gândire. Va fi un mod de viață, al unei vieți neprihănite. Aceasta înseamnă o viață sfântă. Nu va mai fi nevoie să mergeți să vă rugați în mod special pentru o decizie anume, pentru că mintea voastră va fi perfect acordată cu cea lui Dumnezeu, astfel încât veți ști ce este bine, ce este drept, ce este înțelept. De ce? Pentru că v-ați reprogramat gândirea pentru a avea gândul lui Dumnezeu. Acum gândiți la fel ca El. Și Dumnezeu caută oameni care gândesc la fel ca El, care privesc toate lucrurile din punctul lui de vedere. Oameni care vor să trăiască la maximul potențialului lor, adică o viață trăită în voia lui Dumnezeu și în conformitate cu al său cuvânt.